coreografie deosebită a fanilor vasluieni, chiar dacă echipa n-a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Oțelul va avea lovitura de start. Grigoraș a câștigat o singură dată în fața Vasluiului. De asemenea, Oțelul n-a reușit să se impună niciodată pe terenul Vasluiului. Grigoraș pe banca Oțelului are, spuneam, o singură victorie, o remiză și numai puțin de 5 înfrângeri în fața Vasluienilor. Începe așadar această partidă, este penultima a serii, de la ora 21:30 de minute se discută Dinamo Viitorul Constanța. Așadar, e un duel la distanță între Vaslui și Dinamo pentru locul 5 în clasament. Acțiune bună a lui Paraschiv, șutul scos de Straton, complicată această situație pentru defensiva vasluiană, cea mai mare ocazie acestei partide până acum. Foarte bună pasa din prima a lui Filip, șutul lui Paraschiv, apoi Milanov respinge mingea care îl lovește pe Jumis. Și Giurgiu apoi nu poate să-și preia și intervine foarte bine Straton. Încearcă și Filip, șutul de la distanță, ce ocazie, ce bine plasează Filip această minge. Superbă execuția, iată distanța, s-a lăsat bine pe minge Filip. A zguduit bara transversală a lui Straton. Însă Beng apare bine, Jumis, Tendeng din prima pentru Buhăescu, preluarea bună, Buhăescu! Execuție frumoasă, mingea trece milimetric pe lângă poarta lui Grahovaț. Aflat la meciul cu numărul 100, în Liga 1, Buhăescu, autor a 2 goluri pentru vasluieni. Iată ce frumos își face această minge pentru finalizarea cu piciorul drept. Lubinković, minge aruncată în careu, prelungire pe spate, Vancea, poziție de offside. Nu prea e offside. Îl scotea Caue din poziția afară din joc pe atacantul Oțelului. Tendeng, tehnică bună în fața lui Sergiu Costin. Antal mutat în partea stângă, față cu Cojoc. Antal încearcă șutul, gol! Vaslui! Super gol marcat de Antal, care se bucură moderat după această super reușită. Surprinsă defensiva Oțelului de această apariție a lui Antal în flancul stâng. Mult mai multă precizie la execuția cu piciorul drept după ce a intrat în interior. Superbă execuție. Antal ajunge la 4 goluri marcate în acest sezon. Iată faza, lipit de tușă, a așteptat Antal, care a știut parcă de la început ce vrea să facă. Șut printre Cojoc și Costin direct în vinclu. Fantastică execuție. Torga, Iaca Stroma era acum, o centrare foarte bună. Asta pe în careu. Nu poate însă să controleze această minge. Ce bine l-a găsit Iaca Stroma. Meciul a avut un ritm foarte bun. Asta pentru că ambele combatante au fost preocupate de ofensivă.
repede a ajuns ca Petrolul sau Astra să piardă puncte, ci și ca CFR să nu câștige Cupa României. Cere Paraschiv lovitură de la 11 metri aici. Demarcarea lui Paraschiv în zona de la 11 metri. Aici se va vedea cel mai bine. Cade ușor Paraschiv. Antal. Antal! Șut puțin pe lângă poartă. Avea și varianta unei pase către Mike Temangera. Iată cât de ușor scăpase Temangera. Foarte puțin trece din nou această minge pe lângă poarta lui Grahovaț. A avut și Buhăescu. Marchinioș, de unul singur, Marchinioș! Oh, ce ocazie! Iată de unde a plecat totul, depășit ușor Costin. Minge trimisă în transversală. Reușește Astafei să treacă de Milano, vine și centrarea, Straton respinge, Marchinioș are varianta unei centrări și o face către Giurgiu. Foarfeca lui Giurgiu, ineficientă, excelentă trecerea lui Astafei însă. Și destul de bună și această intervenție a lui Straton. Cred că Marchinioș ar fi putut să finalizeze. Bună și centrarea lui Marchinioș. Și se termină această partidă. Vasluiul reușește să câștige la limită. Antal este autorul singurei reușite. Vasluiul pentru prima dată în acest sezon reușește să câștige 3 meciuri consecutive. De data aceasta o face și fără să primească gol. Vasluiul în acest moment acumulează 55 de puncte.